Am înțeles. Problema e că sunt puțin implicată și puțin o rudă de-a mea Bun. are ceva probleme de genul cu domnul. Bun, dacă mă ascultați În puțin. cazul spatelui, discuția în legătura cu spatele care a avut loc și... Adică stați un... Ceea ce m-a făcut să apelez, nu. Vreau doar să vă explic ca să înțelegeți de ce Bun, am apelat explicați, poate sunteți un pic tulburată și vă este frică. Bun, vă ascult, spuneți-mi. Mie nu mi-e frică deloc. Ce sunt uimită, ce se poate petrece la noi în țară și cum procurorii, avocați, judecători au frică de domnul și sunt foarte indignată în privința De asta. domnul care? Vreau să-mi dau acordul pentru domnul Anusoiu. Bun, dar de ce sunteți dumneavoastră supărată? Cine este implicat din neamul dumneavoastră? Sau ce cunoaște dumneavoastră? Nu cunosc absolut nimic. Doar atâta pot să vă dau o singură informație. Am spus că sunt supărată și indignată de faptul că foarte multă lume are frică de acest domn. Adică mă refer pe partea legii, nu de oameni normali. N-ați înțeles ce v-am spus. Nu înțeleg prea multe. Din cauza asta am și apelat numărul dumneavoastră. Am apelat la dumneavoastră pentru că m-am bucurat într-un anumit fel că există oameni care încă mediatizează și pun în vedere faptul că există la noi, în țară, un sistem puțin bolnav. Domnule, nu vreau să pun la îndoială faptul că omul acesta nu ar fi un om cu afaceri sau un om cu putere sau un om care n-a muncit sau un om care a făcut nu știu ce. Chestia asta nu am vrut să pun la îndoială și n-am vrut să pun în evidență. Ceea ce am vrut să spun este faptul că în România, dacă ai puțină putere, influență, se poate totuși orice e posibil. Și dacă nu ai putere și nu ai influență și ești un om de rând, ești un nimic. Asta am vrut să pun în evidență. Asta știam și eu de la... Sunt indignată pentru că am avocat care mi-a spus că se teme de domnul. Bun, dar și dumneavoastră... nu există așa ceva. Am înțeles că și dumneavoastră, adică copilul dumneavoastră sau nepotul dumneavoastră ar fi implicat în acest scandal. Ar fi implicat cineva din familie, nu am spus nepot, nu am spus copil, am spus cineva din familie. Și chestia asta mă indignă. Ascultați-mă un pic, eu știu despre... Ascultați-mă un pic. Poate dumneavoastră o dați pe ocolite cu mine. Eu știu care sunt personajele. Este o fată și mai sunt vreo 3-4 băieți. Nu sunt fata care e implicată. Nu am spus, n-am spus că sunteți dumneavoastră fata implicată. Am zis în felul următor. Este o fată și mai vreo 3-4 băieți. N-am spus că sunteți dumneavoastră fata. Da. Am spus că este o fată și mai vreo 3-4 băieți. Și care majoritatea între ei sunt neamuri, mai depărtați, mai... Da. La unul bunică sau bunicul sau unchii sau are o pensie oarecare. Știu că s-au ridicat niște bani, știu. În al doilea rând. Pe mine nu mă interesează personal nici istoricul domnul Anatoliu. Singur aceste și v-am cerut un sfat era pentru faptul că nu știu cum funcționează, adică nu știu, știu cum funcționează, dar ce se poate face? Dar ce, bun, ok. Au fost arestate, mă gândesc, persoanele la care li s-au oprit banii. Da, dar nu sunt probe cu concludente. Am înțeles. Va face un arest. Problema e în felul următor. Cum poți să arestezi pe cineva când nu ai dovezi suficiente, chiar și pentru 24 de ore? Uh-huh. Asta e problema și deranjamentul meu. Și am citit articolul dumneavoastră și am zis, măi, dacă fac chestia asta, încerc cel puțin, că mi-a iasă, că nu mi-a iasă, mediatizată, poate și procurorii, și poliția, și...